Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și mă bucur să știu că și în această seară sunteți alături de mine și de oaspeții mei. Discutăm despre zootehnie, pentru că de foarte multe ori ați auzit în presa de specialitate discutându-se despre acest sector ca o locomotivă a agriculturii românești, pentru că vorbeam cu ceva vreme în urmă despre zootehnizarea României, despre ce ar însemna dacă România ar deveni performantă și din punctul ăsta de vedere, pentru că am avea de câștigat cu toți, inclusiv cei din sectorul vegetal ar avea mai multe șanse să își dezvolte afacerile, să le mențină pe linia de plutire. Așadar, am ajuns la un numitor comun, am ales ca temă de dezbatere pentru ziua de luni zootehnia în România ca o șansă pentru agricultura românească și implicit pentru economia României. Vorbim despre câteva lucruri importante din acest sector, vorbim despre cadrul legislativ, despre ceea ce se întâmplă în momentul de față în zona asta, vorbim despre legea 321 per 2016. O cunoașteți de foarte mult timp, am mai tot vorbit despre ea. A căpătat mai multe forme, mai multe denumiri. Cert e un singur lucru, că nici până în ziua de astăzi nu avem norme de aplicare pentru această lege. De ce? Vom afla de la invitații mei și poate, cine știe, cu puțin noroc vom avea și normele astea de aplicare, dacă tot vorbim despre produse românești și despre faptul că românul dorește să consume produse făcute aici în România. Vorbim în același timp și despre ce se întâmplă în sectorul ovin. Au trecut sărbătorile pascale, crescătorii de oi au avut un preț mai bun în perioada respectivă. Ce se întâmplă cu piața în momentul de față, aflați tot în această seară aici la Agricultura, la Raport. Și vă propun să discutăm și despre subvenții, pentru că subvențiile din punctul unora de vedere ar trebui să fie acordate în funcție de performanță și nu în funcție de numărul de animale. Aflăm mai multe tot în această ediție de luni de aici, de la Agro TV, de Agricultura la Raport. Dați-mi voie să vă prezint și invitații mei. Vreau să le mulțumesc pentru prezență, domnilor. Dănuț Păle, vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Domnul Cristian Budnariu, vicepreședinte Romovis. Bună seara! Și nu în ultimul rând, domnul Dorin Cojocaru, președintele April. Bună seara și dumneavoastră, domnule președinte. Bună seara. Celor de acasă le spun că au posibilitatea să intervină și să spună punctul de vedere aici la Agro TV, dacă sună la 031 405 2800, este numărul pe care îl vor afișa colegii mei imediat. De asemenea, puteți să ne găsiți și pe pagina noastră de Facebook Agro TV minus Agricultura la Raport. Până să începem să dezbatem principalele noastre subiecte, aș vrea să profităm de prezența domnului vicepreședinte Păle și să ne spună ce s-a discutat de curând în cadrul Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Știu că astăzi ați abordat un alt subiect important pentru mai toată lumea, legea vânătorii. Pentru că pe seama acestei legi au fost fel și fel de controverse. Ce s-a întâmplat astăzi în cadrul Comisiei și dacă ați ajuns la un numitor comun, la un consens cu ceilalți interlocutori. Da, e adevărat, această lege a generat multe discuții, multe așteptări. Astăzi am avut, fiind trei comisii raportoare, am avut ședință comună împreună cu Comisia Juridică, Comisia de Mediu, Comisia pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară. S-a dat vot în comisii, a fost un vot majoritar, 27-7, și teoretic această lege trebuie să meargă în Parlament. Ea a fost atacată la Curtea Constituțională de către președintele României, de aceea a fost readusă în Parlament, a fost din nou analizată și s-a ținut cont de recomandarea Curții Constituționale. A fost declarată neconstituțională. De Curtea Constituțională, pe un anumit segment, nu pe fond. Am ținut cont de recomandările Curții Constituționale și sperăm ca în Parlament să vină în regim de urgență pentru votul final, pentru că știți foarte bine că proprietarii de terenuri
tot timpul au adus în discuție pagubele pe care mistreții, animalele sălbatice, urșii le-au creat. Noutățile acestei legi vin în avantajul proprietarului de teren, care până acum, dacă trebuia să-și îngrădească suprafața care de multe ori se ridica la mii de hectare, pentru că altfel nu primea... Practic era imposibil. Era imposibil, dar era utopic să credem că așa ceva se va întâmpla. S-a eliminat această prevedere și, prin urmare, proprietarul de teren va avea acces la despăgubiri mult mai ușor. Comisia s-a limitat la 5 membri, formată din reprezentantul primăriei, reprezentantul AJVPS-ului sau al administratorului fondului de vânătoare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară prin Direcția Veterinară și factorii care fac despăgubirea. Dosarul, deci, practic, se întomește... 5 membri vor veni, vor constata, absolut. Și în 10 zile dosarul dosar, trebuie, da, bineînțeles, oamenii și în câte zile, că asta e important, 10 zile termenul. Se termină dosarul, da? Iar în maxim 30 de zile cetățeanul trebuie să primească despăgubirea, urmând ca statul o plătește de statul, statul și urmând statul ca statul să verifice dacă administratorul fondului de vânătoare nu a îndeplinit condițiile care sunt cerute cu adăpător, cu hrănitor, cu tot ce înseamnă în contract să respecte. Dacă și administratorul a respectat, statul despăgubește. Pentru că era tot timpul o discuție, mai ales v-am spus la începutul discuției vis-a-vis de îngrădirea teritoriului, așa că această noutate cred că mulțumește pe toată lumea și prin această lege se deblochează despăgubirile. Mai mult decât atâta, s-au stabilit acolo și procentele pe care trebuie să și proprietarii ar trebui să știe și foarte bine aș dori ca și UAT-urile și UAT-urile și cei implicați să informeze pe oameni că au dreptul să primească de la administratorul fondului de vânătoare niște sume, de exemplu proprietarul 71%, 23% bugetul de stat și 3% merge la fondul de mediu. Astea sunt noutățile care cred că interesează pe fermier și pe cultivatorul de teren. Bun, ce alte legi ați mai avut pe ordine păi, de zi în perioada asta? Au fost foarte multe. Astăzi, de exemplu, am discutat, a fost dezbatere generală doar la comisia noastră, pentru că astăzi a fost o zi destul de încărcată, modificări pe sancțiunile la Codul Silvic, unde s-au făcut dezbateri generale privind modul cum aplici sancțiunea gradual, sunt, de exemplu, contravenții care, în momentul în care constați că au o cantitate mare de lemne și face frecvent, amenziile sunt cutremurător de mari, se merge până la, se consideră infracțiune, deci sunt dezbateri pentru că era necesar, știți foarte bine că spațiul public și televiziunile tot timpul au reclamat ce se întâmplă în silvicultura din România pe regimul acesta a exploatării masei lemnoase. Au fost discuții pe mâine, avem pe ordinea de zi o lege în dezbatere care interesează pe medicii veterinari și mai ales pe acei medici veterinari care sunt în relație contractuală cu statul, așa numiți medicii concesionari. Unde apar noutăți, să rearanjează sistemul sanitar veterinar. A fost o discuție cu președintele nostru, domnul Dragnea, și cu președintele Comisiei de Agricultură, Sandu Stănescu. Am picat de comun acord împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari. Mâine avem întâlnire și cu Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și sper din tot sufletul să se deblocheze pentru Dumnezeu. Pentru că din 2007 acest segment de medici veterinari nu care a mai primit principalele puncte de dezbatere. Principalele puncte care le-am luat în discuție, rearanjarea teritorială a unei circunscripții sanitar-veterinare, minim 400 UVM-uri și pe o distanță, pe un diametru de 30 de kilometri, adică maxim, nu mai mult de 3 circunscripții pe medicul veterinar, pentru că erau situații în care aveam colegi care aveau câte 7, câte 10 și ceilalți nu aveau acces la, și nici nu trebuie să recunoaștem că nu avea cum să acopere tehnic din punct de vedere sanitar veterinar controlul teritoriului și mai ales relația cu crescătorii, că sunt convins că se vor ridica probleme, știți că niciodată nu e totul perfect, dar noi suntem împreună să găsim cele mai bune soluții, pentru că perfecțiunea... Poate că n-ar fi rău să luați un punct de vedere și la crescători. Atinge, bineînțeles, dar nu asta era și important în toate inițiativele legislative.
ar trebui consultați și crescătorii, inclusiv și medicii veterinari, toți cei, toate părțile implicate în... Niciodată la Comisia mâine de Agricultură... Mâine cine e invitat? Deci deocamdată v-am spus, invitații? Sunt invitați cei de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, pentru că este modificarea Ordonanței 42, care este lege a statului pe, și sistemul sanitar-veterinar este unitar, coordonat de activitate, dar vor fi prezenți cei de la Colegiul Medicilor Veterinari și ca să liniștim pe toată lumea, legea nu va apare decât în urma în care, pe lângă lege, vom face norme, iar la norme vor fi toate părțile implicate, pentru că mi se pare normal ca cei care beneficiază de efectele legii, crescătorii de animale, populația, pentru că Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, știți foarte bine, este cea care e acolo unde sunt produse de origine animală și non-animală și normal că trebuie să discutăm atât cu crescătorii, cu procesatorii, dar trebuie să înțelegem că sănătatea nu se negociază. Deci sunt lucruri care țin atât de legislația europeană, dar limita nu trebuie coborâtă pentru că nu trebuie să pun în pericol sănătatea omului. Mulțumesc. Nu. Da. Nu ne așteptam la mai mult, dar e bine și așa. Nu vă așteptați la mai mult? Nu, pentru că întotdeauna se dau inițiative legislative și noi aflăm ultimii, după, sau când sunt deja în vigoare, cum e și cu legea vânătorii. După cum vine, vă amintiți, cel mai mare protest și cel mai intens protest au fost când au sărit gardul, decât ciobanii și minerii au mai intrat în, era vorba de numărul de în curtea Parlamentului. Dar trebuie să mă liniștiți, dar vedeți că nu pot să mă liniștesc până nu o să vedem legea și până nu o să vedem și norme de aplicare și alte lucruri pe care apar așa sclipitor de dăunătoare, să spunem, sectorului. De obicei apare câte un aliniat care schimbă total lucrurile. Da, într-adevăr, nu cred că pe noi ne afectea foarte mult fordul de vânătoare, cât animalele de pradă. Deci, din partea de sud, se pare simplu. Dom'le, că ursul, că lupul, dar când ești acolo, chiar e complicat. Să fim serioși, toți cei care sunt în zona montană și în zona submontană, în care chiar sunt multe animale sălbatice, nu au fost nimeni și niciodată crescătorii de animale nu și-au dorit ca animalele sălbatice să fie decimate. Dar nu numai crescătorii de animale. Uitați, sunt atâtea exemple pe aici, pe lângă București, în Ialomița, cred că e celebru, deci dar, nu mai aici la Agrotev. Sunt cei mai mulți mistreți. Arion Ionel, care are o cultură de porumb, sau mă rog, nu mai are, că n-a avut-o de fapt niciodată, nu mai a plecat de la intenția de a avea. Și de fiecare dată porumbul ăla practic nu mai există, nici n-a putut. Dar vezi că apar și partea asta din zona de sud, noi ne confruntăm cu alte specii care afectează grav partea de vânătoare. Șacalul, care ar trebui intens vânat. Da? Pentru că chiar distruge zonele vânătoare și inclusiv atacă oile și miei. În perioada asta e o chestie chiar crucială. Deci partea de mutat animalele într-o parte în alta și aduse în fermă foarte des, pentru că sunt nu zeci, sute, poate mii de șacali împrânziți în toată partea de sud. Din Dobrogea, din partea asta, din Bulgaria. S-au mulțit excesiv de mult. Vânătorii nu prea aș dau interesul să-i vâneze, că nu prezintă niciun interes. Nu, pe parte nu sunt stimulați și cred că unii, când merg la vânătoare de șacali, vânează cam cei pe lângă, nu au interes pentru... Totuși le afectează și lor. Le afectează, de le afectează. Dar vis-a-vis de fermieri, distrugerile provocate de mistreți uneori sunt maxime. Foarte mult. Deci nu mai rămâne nimic în urmă. Iar aici mai apare din nou problema. Bine, dacă statul despăgubește cel care deține fundul de vânătoare, de ce beneficiază de toate prerogativele? Păi depinde dacă respectă normele și procedurile. Firul ăsta e cam subțire între a respecta norma și e o primă inițiativă și a face o despăgubire, pentru că... Eu cred că un pas s-a făcut. Dacă eu când am citit vechiul cod, vechea reglementare care spunea că trebuie să ai terenul împrejmuit, numai chestia aceea. Gândiți-vă cum a sunat legea la vremea și respectivă. Și de ce sunt mari proprietari de terenuri? Nu suntem noi, dar am auzit discuțiile și pe o parte sunt îndreptățiți, care au suprafețe, 2-3 fermieri dețin 2-3 fonduri de vânătoare.
Iar altcineva are fondul de vânătoare care vine și face vânătoare pe terenul lui. Pe terenul lui, dar nu vânătoare de asta care să înțelegem noi. Vine omul cu arma în spate și se plimbă pe acolo. Vin cu mașini de teren, cu ATV-uri, deci fac distrugeri maxime. Cultura. E afectată direct cultura. Atunci cel care ar fi avut fondul de vânătoare și și-ar fi distrus singur cultura sau ar fi permis accesul la vânătoare și-ar fi asumat pierderea, pentru că își câștigă din partea cealaltă. Dar eu dacă am terenul și altcineva are fondul de vânătoare, vine și face numai urme prin toate culturile și el beneficiază de plata serviciului. Tot o distrugere și asta. Păi, uitați, poate că e de luat în seamă ce spune domnul Budnariu pentru... Deci pentru... Și atunci când a fost cu protestul, atunci a fost scos în evidență numai câinii. Da, într-adevăr, a fost un element. Dar al doilea element era că de la începutul noiembrie până în martie, nu mai mutați oile. Nu mai trebuia să mișcăm oile din fermă ca fondul să fie în liniște și să poată lumea să-și facă viața prin fondurile de vânătoare, să împuște cât vor. Deci ăsta era al doilea element. Acum, partea asta de tradiție, asta vreau să vă spun. Da, partea de tradiție, hai să spunem adevărul. Ciobănitul este o tradiție a României de mii de ani, pe care noi în ultimii 20 de ani încercăm să o subtilizăm așa. Transfumanța s-a dus și alte lucruri care fac parte ale tradiției. Și cei care încă sunt crescătorii, cei mai importanți și mai duc steagul ăsta înainte, îl duc doar pe baza tradiției. Crescători moderni de oi la ora actuală sunt foarte puțini. Doar cei care mai au în sânge microbul ăsta și îl duc în continuare. Credeți că după valul ăsta de, să-i spunem așa, de răuvoitori vor mai fi alți crescători? Eu zic că se vor reduce cu cel puțin 50%. De ce spuneți lucrul Pentru ăsta? Pentru că toți crescătorii mari de oi, copiii lor, nu-i mai țin aproape să mai facă meseria asta. Pentru că a devenit o meserie aproape imposibil de practicat. Gândiți-vă, forță de muncă care a afectat, nu numai pe noi, dar în primul rând că partea de jos a dispărut total. Deci nu mai ai sub nicio formă. Câți poți să mai crești cu familia? Câte animale poți să mai crești cu familia? Câte animale poți să mai ții în exploatație? Tu cu soția și un copil care deja îți dorești să-l trimiți la școală și îl trimiți ca să plece. Nu poți să-l mai ții aproape. Dar nu o să înceapă să apară și ferme. Adică mă gândesc la stabulație permanentă, să schimbe un pic și structura de rasă, să trecem pe rasă de carne sau specializate și să înceapă ferme. Gândește-te cum s-a trecut și știi foarte bine. La vacă. La vacă. Cum s-a trecut dacă scut tradițional la asta? Păi cum? Ușor, în 30 de ani. Hai să vedem cine sunt cei mai mari fermieri. Sunt cei mai importanți. Păi da, ei încă merg pe păscutul ăsta. Ei încă mergem pe bio. Noi vrem bio, dar vrem bio în fermă. Am început să facem lapte bio la grăști. Ar trebui mai multe nișe, să mergem încă și pe rasă de carne și rasă de lapte. Ultimii bivolițele care mai sunt și alea între ghilimele și oile care sunt unde pe produse bio, animale, cred. Depinde cine oferă vacă, viitorul. Nu poți să spui că ai produse bio la vacă în fermă. Viitorul trebuie să-l pregătim într-un fel. Pentru trebuia că pregătit de 30 poate. De ani. Mă rog. Avem cadastrarea. Cadastrarea trebuie să facem până în 2020? Până în 2019 era. 2019, da? Domnul pentru deputat. Că și asta e o problemă cu... Și s-a prelungit până în 2020 și sigur se va mai prelungi. Toate în ultimul timp programele de cadastrare au fost destul de mult luate în calcul și intensificate, au fost finanțate. Sunt discuții de suma pe care o primește o societate vis-a-vis de numărul cadastral. Sunt sume mici în momentul ăsta și nu există atractivitate din partea firmelor să implice. Dar aș vrea să vin să completez ce a spus domnul președinte Bunariu vis-a-vis de faptul că a invocat că oile nu mai erau lăsate să pășuneze de noiembrie până în martie, că era un aspect vis-a-vis de faptul că distrugea fondul cinegetic. Dar noi știm foarte bine, domn președinte, dacă e să discutăm științific și tehnic, că oaia trebuie să stea, că facem transumanță sau să pășuneze, eu știu, pe un teren unde sunt ciocanii sau cum să spun rămas și că sunt și eu copil de la țară și știam când veneau mocanii, cum spuneam noi, în transumanți. Asta dar nu însemna să stea să împășuneze pășunea când ea trebuia să învegeteze. Păi nu, aici apărea sistemul că nu mai aveai voie să scoți nici pe niciun teren. Nici pe miriș, nici pe pășuni, nici pe nimic. Dar în continuare,
știm foarte bine că sunt crescători de oi care nu respectă, nu zic de miriște, nu zic de culturi rămase. Păi da, așa sunt și vânători care nu respectă regulile. Nu vorbim de cei care nu respectă, vorbim de cei care își doresc. Vorbim de excepții. Deci, excepția adică, nu face regulă. Noi vrem tot timpul ca altul să respecte. Dar haideți să respectăm cu toții, nu. Fiecare în segmentul. Intrăm în polemica între șoferi, conducători auto și pietoni. Da. E același lucru. Da. Da. Legile astea sunt făcute ca să fie respectate. Noi considerăm că toți sunt cinstiți, corecți, nu? Și nu dar că s-a ajuns să dau, și pe bună dreptate că lege... era o aberație să limitezi, să aveai culturi rămase din toamnă. E proprietate privată, cum să o calci? Nu, aș merge și cu acceptul, pentru că haideți păi să vă spun. Miriște, aveam reclamații, aveam reclamații și la mine pe zonă, în județul Buzău, de fermier. Că era un crescător de oi care stătea permanent acolo pe teritoriul respectiv și omul invoca că oaia respectivă fiind în zonă îi bătătorea terenul, îi crea probleme și, dacă avea și, o și era tot de timpul apă... acest conflict. Dar exact cum am spus, s-a găsit un compromis cu acceptul proprietarului de teren, pentru că trebuie să conviețuim cu toții. Da? Aici este un lucru normal. Deci trebuie să învățăm să dacă ne respectăm unii pe alții. Câte o pârghie legislativă în care îi dă putere mai mult unuia și îl defavorizează pe celălalt, îl face pe celălalt să dispară. Eu cred că viitorul, sunt tot fermele în care să am stabulație, că am rasă de carne ca să pot să dau un berbecuț de calitate la export, să am săl de mulți pentru oaia de lapte, că nu mai am ungători. Aici ai atins un punct bun. Berbecuțul de calitate la export, acum se caută cel crescut bio. În ritmul nostru, bio. Toate țările arabe doresc berbecuți crescut, așa, de asta nu se duc păi în Spania, Franța, folosim, în Noua Zeelandă să ia cei crescuți ca pe... Trebuie să avem să nu mai ofertă alte pentru, avem rase ofertă de vaci care explică să duce la sală. Domnul vicepreședinte, da? Ofertă pentru toți clienții, pentru piața din vest și internă. Eu nu cred că au venit, să au venit arabi și au venit să spun, domnule, am venit în România să cumpăr cap negru german. Am venit să cumpere turcană. Da, dar acolo e ceva cu halal tăiat în vin. Eu vreau să cumpăr de la magazin piese. Aș vrea să întreb pe domnul președinte Bunariu dacă la Romovis, pentru că e o organizație foarte puternică și tot respectul pentru ce... Cred că e cea mai puternică. Dacă aveți jurist. Da. Păi atunci, domnul președinte, pe site-ul Camerei Deputaților și la Senat și la Guvern și peste tot se pun în dezbatere publică toate aceste reglementări despre care aici vorbim. Vreau să răspund eu. Și vreau să vă spun, nu acum, chiar vă rog, pentru că, repetăm, uite, ies niște legi și intri într-un conflict, din păcate, da? Și putem să le avem în dezbatere concretă la comisie. Da. Toate legile astea n-ar trebui scoase fără consultarea domnul directă. Vice, lăsați-mă un pic. Aveți tot respectul meu pentru munca care o depuneți la Comisia de Agricultură. Am tot respectul pentru Parlamentul României. Ciobanii n-au timp să stea pe site și nici juristul. Mie mi se pare de gentilom să faceți invitație, când noastră sunteți mult peste acești oameni, și să faceți invitație. Că așa mi s-a spus și mie la Ministerul Agriculturii cu telemeaua de Sibiu. Dar ce am pus-o pe site? Și ați văzut ce a ieșit. Eu nu stau toată ziua să mă uit pe site-uri. Dar dacă noastră, în interesul consumatorului, interesul fermierului, cât vă ia 30 de secunde de telefon sau un mail către domnul președinte, dumneavoastră Comisia a spus, ne invita mereu. Inclusiv când s-a discutat legea zootehnicii. Vreau să vă mai completez chemați. Că am fost chemați la multe dezbateri publice, iar propunerile crescătorilor de animale nu au fost luate în considerare aproape niciodată. Pentru că e exact ca violatorul ăla. Te mângâie pe cap până pleci afară și după asta să scrie sunt ceea ce trebuie. Sunt formale? Eu nu. Sunt formale. Consultative. Consultative. Păi, stați puțin, consultativ. Sunt consultativ înseamnă că te ascult. Nu părerea mea, dacă mă consulți. Nu. Atunci vorbesc degeaba. Păi nu, consultativ ce înseamnă așa din punct de vedere juridic? Eu știu ce înseamnă. Eu vă ascult, dar nu sunt obligat să țin cont de ce spuneți. Consider. Am înțeles. Și atunci toate părțile implicate. Atunci o să vă consult și eu pe dumneavoastră și o să luăm publicitate. Mulțumesc.